13 afgani și pakistanezi au fost depistați de polițiști în Ilia. Păi o să ajungă ilegal în Occident când au fost descoperiți de anchetatori. Ei se aflau pe teritoriul României în calitate de solicitanție de azil. Echipajele poliției și jandarmerii au fost mobilizate în Ilia, unde au fost identificate 13 persoane, bărbați cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani, de cetățenie afgană și pakistaneză care se aflau pe teritoriul României în calitate de solicitanți de azil. Aceștia se aflau pe un teren viran din apropierea stației CFR. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul biroului de imigrări Hunedoara pentru efectuarea verificărilor specifice și dispunerea măsurilor legale. După finalizarea procedurilor legale, 11 dintre cei în cauză au fost îndrumați către centrele de azil, iar față de alți doi, ambii în vârstă de 19 ani, unul de cetățenie afgană și celălalt pakistanez, se va lua măsura introducerii în centre de custodie publică, întrucât, după verificări, s-a stabilit că le-au fost respinse cererile de azil și nu au părăsit voluntar teritoriul României în termenul legal, a informat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. Este al doilea caz în ultimele zile în care polițiștii sunt alertați că grupuri de cetățeni străini din Orient, solicitanți de azil care au părăsit centrele din România, se adăpostesc pe raza județelor pe magistrala spre Arad și frontiera de vest României.